Pe coridoare și cu ascensoarele defectate, așa s-au pomenit în această după-amiază locatarii unui bloc din sectorul Râșcani al capitalei, după ce o persoană necunoscută ar fi intrat în subsolul casei și ar fi deschis robinetul. Apa a curs timp de mai bine de 2 ore, până când muncitorii de la întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ au soluționat problema. Locatarii blocului de pe Bulevardul Moscovei s-au pomenit cu holurile inundate după ce o persoană necunoscută ar fi deschis robinetul fără să anunțe reprezentanții întreprinderii de gestionare a fondului locativ. Oamenii spun că, deși au alertat imediat autoritățile, muncitorii și-au făcut apariția abia peste câteva ore. De la ora 3, prin hidrantul de la etajul 6, a început să curgă apa. Am început să sun la ora 3 fix, era când am sunat la SEL. Nu se rezolvă nimic aici, nu mai trebuie prin scandal și nu mai prin nemulțumiri. De 2 ore am încercat să sunăm și la SEL, atâta apă la fiecare etaj. Am încercat prima dată, am scos singura apă, parcă s-a uscat. După care, peste 10-15 minute, a început să inunde mai departe toată casa cu apă groaznic. Curgea din țevele, este precum ai da drumul la furtonul de apă. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, din cauza că apa s-a scurs pe pereți, s-a defectat și liftul. Dar cu ascensorul? Nu știu că de ce râde să-l repar acum acolo. Și bine, ați văzut ceva? Este... Explozia acolo s-a întâmplat înăuntru și... Este miros? Este fum. Mi-e frică, leagă, dar cât să... clarificat. Întrucât nu putea să intre în apartament, acest bărbat s-a apucat să strângă apa. De la patop. Mă poprătiv dom, pentru că se zălită. Nici nu uberiut, pentru că nu dacă voi stăiați. Pentru că nu trebuie uberați. Responsabilii de la întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ nu știu deocamdată cine este făptașul. O deschis cineva e robinetul, cum spune, pojarnă hidrant. Și o curs apă pe scară. Am oprit acum. O nimerit apa în puțul ascensoarelor. Dar de cât timp v-ați sunat să vină dumneavoastră? Doamne, eu am primire. La mine era... Adică la lor de casă, nu mă iuca. Potrivit administratorului de bloc, toate cheltuielile pentru pierderile de apă vor fi suportate de către locatari.